De ce Dumnezeu, de vreme ce cunoștea dinainte căderea lui Adam, nu a împiedicat-o? Dacă ar fi împiedicat-o, ar fi intervenit cumva abuziv și ar fi anulat libertatea omului pe care el însuși i-a dăruit-o ca harismă. Dacă l-a lipsit pe om de libertate, atunci purtarea, dar și mântuirea lui ar fi silnice. Omul și-ar pierde personalitatea și ar fi o ființă lipsită de voință. De aceea, Dumnezeu a preferat să își schimbe planurile de dragul omului decât să îl lipsească pe el de elementul cel mai important al personalității sale și anume de libertate. Un al doilea element binefăcător pentru om care i-a fost adăugat de către Dumnezeu este dreptatea lui în fața răutății și invidiei diavolești. Diavolul crede că prin înșelarea omului ar împiedica dumnezeiescul plan și ar distruge asemănarea lui cu Dumnezeu, așa încât și pe Dumnezeu să se răzbune și pe om să îl lipsească de valoarea lui. Dumnezeu nu l-a împiedicat așadar pe diavol să își pună în practică răutatea ca să-l zdrobească de plin prin asumarea viitoare a firii umane de către Dumnezeu prin întruparea lui. Astfel, omul devenind o victimă a răutății diavolești să fie ridicat mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele, Efeseni 1:21, și în prezent și în veșnicie. Așadar, împiedicarea căderii omului de către Dumnezeu l-ar fi lipsit de valoarea sa pe care acum a moștenit-o prin unirea lui ipostatică cu însuși Dumnezeu prin întrupare.